Cu voia dumneavoastră sunt unul dintre cei care sisif am crezut că pot să fac ceva în țara aceasta cu niște oameni. Mi-era foarte simplu acum 20 de ani sau 25 de ani să fiu acolo. Sau dincolo. Nu știu de ce am mers. Poate unii de teamă, poate nu eram în industrie, eram în altă zonă. Cert e că cineva trebuie să rămână și aici. Una dintre cauzele pentru care dumneavoastră vă plângeți de administrație este faptul că v-ați străduit, cei care repede ați fugit dincolo de bariera administrației, să-i luați pe cei mai deștepți, cei mai calificați, sau după ce ați avut câte un proiect, i-ați luat. Următorul proiect, bineînțeles că alții au luptat să nu-l mai luați tot dumneavoastră și atunci s-au format alți deștepți, și alți deștepți, și alți deștepți. După care ați spus că administrația nu are valoare și ați început să o plătiți mai prost, motivând că se dau din banii dumneavoastră. Fiind plătiți mai prost, evident că cei care aveau neuron și vreau să și folosească, ușor au plecat. Sigur, au rămas câțiva poli în care sunt pasionați, sunt foști colegi de ai dumneavoastră de peste tot, cei care puteau să lucreze și la lansarea de carduri și care au crezut că pot să facă ceva. Da, ar trebui să reveniți și să vă amintiți că România avea atât de multe lipsuri după 90, încât nici nu știai pe care gaură să pui degetul. Sigur, domnul Chiric a avut un merit imens, Telecom. Aveam 10%. Eu eram favorizat și mi-am pus telefonul în 3 luni de zile, cu pile socialiste, comuniste, cum vreți, da? Sau poate că era nevoie. Nevoia era imensă. Cei deștepți s-au îndreptat către nevoie. Pe vremuri cineva s-a îmbogățit văzând telefoane Alcatel la mâna a doua cu $50 bucata. $50 echivalentul unui salariu în România, nu vă supărați. Adică câteodată ar fi bine să mai reflectăm, să vedem drumul parcurs. Eu aș zice că s-au făcut progrese imense. Imense. Poate nu vedeți țara în care trăim. Uitați-vă cu atenție și o să vedeți țara în care trăim. În care sunt oameni ca dumneavoastră care au scris istoria, sunt tineri foarte entuziaști, și în care poate nu trebuie să așteptați totul de la stat. Eu dacă aș cere ceva statului în momentul ăsta, i-aș cere ca joburile pe care trebuie să le facă, el să le facă și atât și punct. Fiindcă tot timpul aș cerut să vă lase liberi, să vă manifestați din punct de vedere economic. Pe clasa politică pe care dumneavoastră criticați e clasa politică pe care ați format-o, ați învățat-o. Toți sunt studenții dumneavoastră sau elevii dumneavoastră. Și cât i-ați învățat... Pestrițeala asta de sisteme informatice din administrație aparține tot celor din sala asta. Sau unii care nu sunt în sală. Fiecare a ținut cu orice preț să-și facă câte un sistem propriu, poate cu o tehnologie super inovativă care nu mai are viitor mâine, poate trimițându-și un angajat acolo mascat și recuperându-l după 2-3 ani de zile. Probabil că ar trebui odată și odată să ne așezăm. Eu de asta am venit la Alumii, altfel nu veneam. Fiindcă eu sunt în continuare activ și fiind într-un post, cum dumneavoastră l-ați definit, relativ important în sensul că pot determina unele lucruri sau am făcut unele lucruri, nu-i normal să spun. Dar am venit de curiozitate că știu că sunt oameni de vârsta mea sau unii seniori peste mine, unii aproape de mine, care într-adevăr am acumulat ceva istorie, deci noi avem memoria la noi acasă și știm cum s-au întâmplat lucrurile. Și mă bucur că sunt în prezența domnului profesor, fiindcă întrucât ciclurile se repetă, numai instrumentele cu care se desfășoară se schimbă, numai tehnologiile. Dar până la urmă, concepțiile, ideile, tot acelea rămân. Doar că sunt descrise altfel. Nu s-a schimbat mare lucru de-a lungul istoriei. Numai instrumentele și viteza cu care lucrăm. Așa că eu am venit în acest grup gândindu-mă că aici se vor putea schimba idei. Poate are și dânsul dreptate că achizițiile publice sunt o calamitate, dar s-au făcut tot din cauza unor lucruri care le-au determinat să le aducă aici. Toată lumea de aici are dreptate în felul lui, dar m-am gândit că la Alumii, nemai fiind ținte din acestea imediate, câștigat bani îmbogățit, câștigat titluri academice și alte chestiuni de genul ăsta, mă gândeam că acolo e un loc de reflexie, în care să ne gândim că facem o lume mai bună deja pentru nepoții sau strănepoții noștri. Nu pentru copiii noștri, că ei se descurcă singuri. Deci, acesta e sensul pe care îl văd eu, dacă vreți, la Alumii. Aș vrea să vă spun, stimați participanți, că în administrație se întâmplă lucruri extraordinare. Nu sunt de acord cu cei care spun că ținta este să luăm banii europeni, să-i folosim, ci cred că mai întâi să vedem ce avem nevoie să facem și, pe urmă, să vedem câți bani avem nevoie, că dacă sunt prea mulți, îi dăm în altă parte, dacă sunt prea puțini, merge și îi cerem. O să vă dau numai un exemplu despre ce se poate face fără bani sau cu bani puțin, că bani s-au folosit. Că ziceți că nu s-a făcut nimic. Mă uitam la istoria ei și cred că a trebuit să mă uit în niște documente și mi-am amintit că în octombrie 2010 s-a dat un ordin al Ministerului Finanțelor Publice și al președintelui ANAF prin care s-a indus declarația fiscală electronică în România. Onest, spuneți-mi dumneavoastră câți dintre dumneavoastră ați fi crezut cu un an înainte că așa ceva e posibil în România și că într-un an de zile nu o să mai vedeți niciun contabil a niciunei firme într-un ghișeu ANAF. Vă rog să reflectați la acest lucru. E, dacă nu aveți încredere în administrație, vreau să vă spun că lucrul acela s-a făcut nu prin decizie politică, nu prin influența firmelor care au fost excluse toate ca să nu avem 10 modele, ci prin voința unui, așa zis, tehnocrat de nivel middle, cum sunt și eu, care a zis așa nu se mai poate. Deci, dacă vreți, v-am dat un model despre cum trebuie făcute lucrurile. Mă bucur că cineva aici, dintre întemeietorii telefoniei mobile, a reluat teza pe care am spus și eu, că, de fapt, amploarea telefoniei mobile în România aparține utilizatorilor, oamenilor, și îndeosebi generației tinere. Iar în ceea ce privește introducerea unor super instrumente avansate, vă rog să reflectați încă o dată și încă o dată la componența populației României. Introduceți ce vreți în București, fără nicio reglementare, și o să vedeți că 3/4 din populația Bucureștiului le folosește într-o lună. Nu încercați să mergeți acolo unde oamenii au modul lor de viață, așteptați-i să moară, vedeți cine le ocupă casele și, pe urmă, veniți cu instrumente peste ei. Cred că România trebuie să-și asimileze istoria, să vadă așa cum este și nu putem parcurge în 5 ani de zile ceea ce au parcurs într-o 100. Vorbeați de instrumente de identificare. Bravo, este extraordinar, senzațional, o să le piardă toți pe toate. Nu vă faceți probleme, se vor reemite cu sutele. Am fost într-o țară mai nordică unde discutam exact de lucrul acesta, identificare, amprente, bio, semnătură. Știți că eu sunt unul dintre promotorii certificatului digital și semnăturii electronice. Probabil că fără mine sau alți câțiva nici n-ar fi existat așa ceva. În România mureau toate industriile. Aveam nevoie de o identitate puternică și asta a fost singura din lege, fiindcă în România, în continuare, trebuie să folosești instrumente pe care legea le agrează și le dă forță. Că dacă vrei să folosești instrumente voluntare, sigur doi români nu se vor înțelege după 2 zile după ce au convenit ceva. Deci, în acea țară, mi s-a spus, nu avem nevoie de semnătură electronică. Ne căutam și noi un suport, ca să vedem. Dar de ce? De altfel, e o țară care a condus Europa și a vrut să o și desfințeze. Și a zis, păi, noi folosim instrumentele bancare. Păi câte bănci aveți? Păi 2. Restul se conformează regulilor celorlalte. Iar identitatea dată de bancă e cea mai puternică pentru noi. Și identitatea dată de bancă noi acceptăm în administrație, nu invers. Avem la pol opus o altă țară care a vrut să ne implementeze și un model de vot prin internet, dar ei nu sunt decât 900.000 de toți și vreo 700.000 de alegători. Și care se chinuie de vreo 6 ani de zile ca băncile să-i recunoască cardul de identitate cu semnătură digitală calificată ca fiind singurul instrument de identificare oriunde, inclusiv în mediul bancar. Să știți că nicio bancă până acum n-a admis cardul de identitate ca fiind instrument de plată. Deci vedeți câte modele sunt. Așa că rolul lui Alumii, care n-a existat înainte ca să desemneze un român, să fie personalitatea digitală. Vedeți că noi nu avem un român, personalitatea, dacă vreți, da, avem o problemă. Deci rolul lui Alumii, dacă ați vrea, ar fi să reflecteze din experiența fiecăreia, să spună amărăciunile, succesele personale și în liniște să încerce să transmită niște sfaturi de înțelepți, să invite tineri pe care îi vede foarte dinamici, de acord, și pe urmă să vadă dacă ceea ce fac ei într-adevăr e bine pentru ceilalți sau e bine doar pentru ei. Cred că dacă ne-am gândit mai adânc cum e mai bine pentru ceilalți să-i întrebăm, probabil că rezultatele ar fi mult mai mari. Vă mulțumesc, voi participa cu dragă plăcere dacă Alumii se va dezvolta în acest sens. Dacă nu, o să-mi continui apostolatul de a face o administrație mai mică și mai puternică. Vă mulțumesc!